Bună ziua, dragi prieteni din Balanță! Haideți să vă spun puțin despre dumneavoastră pentru luna iunie. Să vă spun că în această lună unele persoane din Balanță sunteți puțin mai, cum să vă spun eu, mai sociabili. Nu foarte drăgăstoși, dar parcă puneți pe locul 2 unele persoane dragostea. Parcă relațiile dumneavoastră vă gândiți că ar trebui să mai așteptați un timp, parcă aveți prea mult de lucru acum sau ați avut parte de persoane false și vă gândiți să mai stați puțin să așteptați. Dacă sunteți în pereche, ieșiți foarte mult în iunie, vă vizitați prieteni, relații, familie. Și trebuie să faceți foarte multe. Oamenii care îi întâlniți, dacă nu aveți pereche, o să vedeți că nu o să vă ceară foarte mult, o să vă surprindă. O să știți ce trebuie să faceți. Și unele persoane veți forma o relație serioasă cu cineva, cei care sunteți singuri, da? Eu văd aici că unele persoane ați luptat foarte mult pentru a fi cu o persoană, pentru a fi cu cineva. Ați așteptat mult, ați luptat foarte mult și acum poate ați fost departe unul de celălalt, sau ați avut răbdare sau ați încercat să schimbați caracterul celuilalt. Partenerului sau partenerei, da? Și acum reușiți. Reușiți cu un contract de căsătorie sau pur și simplu o armonie o armonie perfectă, da? Deși văd că cineva din casa a dumneavoastră sau a persoanei la care vă gândiți este împotrivă, da? Potriva acestei relații, treceți peste aceste probleme și veți formaliza relația cu acea persoană. Mai văd unele persoane care poate că aveți relație sau aveți pe cineva în viața dumneavoastră, o persoană înstărită, o persoană care, deși vă iubește această persoană, se gândește la o eventuală relație serioasă cu dumneavoastră. Nu poate să formalizeze acea relație din cauza unor obstacole. Pot fi obstacole, de exemplu, lucrează undeva sau este departe de dumneavoastră sau serviciul nu-i permite să petreacă multe ore sau să formalizeze acea relație. Și atunci dumneavoastră, dacă vedeți că el nu vă dă atenția de care aveți nevoie, vă hotărâți să terminați și să uitați acea persoană și să vă gândiți la altcineva. Deci lăsați acea persoană și formalizați cu altcineva o relație, dar asta mai durează, nu repede. Deocamdată așteptați acea persoană și îi spuneți că îi mai dau o șansă, vă spuneți dumneavoastră, mai aștept, poate se schimbă, poate îmi dă atenția, poate va fi ceva, da? Este o persoană tânără, poate fi o persoană care are o afacere, o companie sau, da, e o persoană dinamică și o persoană înstărită. Dar această persoană este prinsă într-o situație, într-o relație. Poate să aibă o relație, da? Și să aibă căsătorie și acasă și să nu poată să formalizeze o relație cu dumneavoastră și atunci vă hotărâți să terminați cu el sau cu ea. Dar dacă mai poate fi și că el se hotărăște să plece din această relație și atunci veți putea forma o relație, o căsătorie cu această persoană. Dacă dumneavoastră vă gândiți la
această situație, dacă aveți această situație, că el este sau ea este căsătorit sau căsătorită cu cineva, poate că se termină acea relație și formalizați dumneavoastră o relație cu acea persoană. Da? Multe restricții, dar și dragoste neîmpărtășită arată, dar mai mult în casa lui, da? Mai mult în casa lui, cu soția lui, văd că, da? Sau în casa în care este, sau în jobul pe care îl are, depinde la, acum de fiecare are situație diferită. Asta vă văd, asta vă spun. Văd că unele persoane ieșiți împreună cu partenerul sau partenera, mergeți în vacanță sau da, unde vă relaxați, aici arată călătorie, da? Călătoriți probabil împreună sau apoi mai sunt persoane care vor să se divorțeze, dar văd că nu fac pasul. Nu fac pasul, dar deocamdată, dar până la urmă se vor despărți. Chiar dacă nu acum, mai târziu, se vor despărți aceste persoane. Unele persoane nu se potrivesc la toți la fel, fiecare are situația lui, da? Apoi, văd că primiți ceva vești bune aici despre ce sperați dumneavoastră. Unele persoane sperați ceva foarte tare ca acel bărbat să se hotărască sau femeie și se hotărăște și, da? Și vi se împlinește ce sperați dumneavoastră cu el sau cu ea, da? Haideți să ne gândim la o întrebare sau o dorință pe care dumneavoastră o aveți și să vă puneți acea dorință și eu o să vă deschid această carte să vedem ce îmi spune despre dumneavoastră, da? Haideți să vedem la balanță. Așa. Aici spune așa, să nu fiți foarte sentimentali. Nu foarte sentimentali. Să gândiți mai mult rațional, da? Nu foarte, nu cu inima, cu mintea. Cam asta a fost pentru cei din balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.